Mai trebuie niște analize până mâine. Așa. Da, să vedem și dacă trebuie clismă. Ce mă? Du-te, frate tare! Ai nebunit la cap. Clismă. Yo. Salut! Cum v-am spus în ultimul episod, astăzi o să vorbim despre cum era să crăp și probabil nu aș mai fi fost aici să vă spun povești. Cum este viața asta câteodată? Se spune că în medie un om interacționează cu 10.000 de persoane toată viața lui. Datorită vouă, eu am reușit să depășesc asta. Deci, vă mulțumesc! Încă ceva, acest episod este foarte special pentru mine. Deci dacă mă emoționez puțin, îmi cer scuze de pe acum, dar cred că o să înțelegeți de ce. Povestea de azi are loc, evident, după ce m-am întors de la mare și revin cu mama la doctor în cabinet cu analizele. Ne-am întors cu analizele. Da, cum bănuiam. Are coeficientul azilor ridicat. Avem mai multe variante și tratamente, dar cel mai bine ar fi să-l operăm, să scoatem amigdalele. Poftim? Remi, taci. Da, adică putem să începem pe un tratament de moldamin, dar în timp mereu o să facă infecție și riscă chiar și reumatism. Se pot dezvolta multe de la asta. Da, știu, eu sufăr de mică. Nu au vrut doctorii să mă opereze. Ce zici, Remi? Te operăm? Nu știu de unde mi-a trecut prin cap că răspunsul corect ar fi da. Ce consideri că este mai bine? Aia facem. Perfect, domnul doctor. Așa facem. Bine, dar mai întâi trebuie să facă vreo 2 săptămâni moldamin, să mai scădem din infecție. Ce e ăla moldamin? Antibiotic injectabil. No! Voi vreți să mă șacalizați? Vă dați seama. Intrasem în depresie. Trebuia de 2 ori pe săptămână până la operație să fac moldamin. Ajung eu la școală și eram în bancă cu Alex și albanezul. Bă, băieți, nu e de glumă. Trebuie să mă operez. Hai, frate! Mișto! Bă, dacă mori, îmi lași adidașii. Dacă vrei, îți las un dos de palmă peste ochi. Poate te ajută să-ți vină mintea la cap. A, mă, nu mai știi de glumă? Nu mai știu, frate, că trebuie să fac și antibiotic. Știi că devin violent când vine vorba de injecții. Păi și unde ți-l face? În cur. Nebunule, pui fundulețul la bătaie. Taci, mă, ratatule. Privește partea bună. O să stai acasă după operație. Păi asta nu e partea bună. O să-mi fie dor de voi, rataților. Hai, frate, fii bărbat. Ce naibii? Nu mai fi fătălău. Hai și tu, dreptate. Dacă era Alex în locul meu, murea deja. Exact, ți-a dat ție soarta, că tu poți duce. Da, clar. Așa cum vă spuneam, trebuia să mă duc să-mi ciurească fundul cu injecții. Avea mama o pilă pe la spitalul militar și mă duc eu pe acolo, toate bune și frumoase. Vine o asistentă, mă roagă să stau liniștit și începe distracția. Acum, ce a fost șocant este că nu am simțit decât acum, ceea ce nu era așa de rău, fiind în fesier, Doar că trebuia să stai vreo 2-3 minute, că ăsta cică nu se injectează rapid. Dar a fost chiar ok, nu am leșinat. Următoarea tură de moldamin, nu mai puteam să merg la spital, așa că vine un prieten de familie acasă, care era și doctor, să-mi facă injecția. Gata, Remi? Ești pregătit? Auzi, da, tu știi că mie mi-e frică de ace. Vezi ce faci. Acum există o vorbă. Doctorii nu știu să facă injecții. Asistentele sunt experte în astea. Și cum stăteam eu întins, pregătit, dar nu atât de speriat, ultima dată fiind super decent, mă trezesc că bagă seringa și simt cea mai mare durere din viața mea. Ce vorbești, că trebuia să stau și liniștit? Termină asta și nu vă exagerez. Nu mai însimțeam piciorul. Era mort. Ce-ai făcut, mă? Nu mai însimt piciorul. Păi nu am avut silină. Ți-am făcut fără. Ce, mă? Vrei să mă omori? Doare de măcac pe mine. Lasă că treci. Da, da. Vă dați seama că vreau să-l înjur, dar el fiind adult, m-am abținut cu greu. Următoarea dată mergem la spital. Tu nu te mai apropii de mine. Hai, mă, că n-a fost așa de rău. A fost cumplit, ce vorbești? Mai aveam o injecție de făcut și spre norocul meu am reușit să ajung la spitalul militar, iar ca de obicei o rog pe asistentă să fie blândă cu mine și ce vorbești, frate? Îmi arde 3 palme peste fund femeia de nu mai simțeam nimic, nici acu când a intrat, dar dintr-o dată... Aoleo! Ce, doamnă? Încearcă să nu te miști. Cred că am făcut dop la ac. Ce, mă? Ce e la dop? S-a înfundat acu. Și începe femeia să împingă în seringă cu toată forța. Așa panică ce era în mine. Hai că nu reușesc, trebuie să scot și să pun alt ac. Stai cu mințel și tu. Ce să facă eu? Vă dați seama, a schimbat femeia acu și slavă cerului, a doua oară a mers fără probleme. Mai trec câteva zile și nu aveam de ales. Trebuia să mușc glonțul și să mă pregătesc de operație. Nu mai aveam scăpare. Ha, mă, Remi, nu mai fi fetiță. E o operație simplă. Am înțeles că în 25 de minute termin. Dacă e așa simplă, tu de ce nu te-ai operat când erai mică? Pentru că i s-a făcut milă la doctor de mine și nu a vrut. Am stat o grămadă de ani pe antibiotic. Nu cred că vrei să treci și tu prin asta. Da, bine, o să fiu cu minte. Așa te vreau. A doua zi ajungem la spital și ne ia în primire o asistentă.
Haideți cu mine să vă fac fișa. Mai trebuie niște analize până mâine. Așa, dar să vedem și dacă trebuie clismă. Ce mă? Du-te, frate tare, ai nebunit la cap. Clismă, eu. A, de fapt nu trebuie. Vom face cu anestezie locală. Doamnă, vă zic sincer, oricum nu făceam. Auzi, clismă, eram instant pe ușă. Remi, nu mă fă de râs, nu mai fi sălbatic. Dar nu sunt sălbatic, vă explic cât se poate de frumos. Eu clismă nu fac, simplu și elegant aș putea spune. Pe asistentă o bufnea râsul deja și ne face semn să mergem spre salon, unde o să stau. Iar spre norocul meu, erau doar două paturi acolo. În cameră mai era și un băiat cu mama lui. Asistenta mi-arată patul unde s-o stau eu. Băi, vă zic, senzație mai urâtă ca spitalul nu există. Mi se face pielea de găină doar când vă povestesc. Aici o să stai. Aha, vă mulțumesc. Toaleta? Pe hol, la comun. Vă mulțumim frumos. Da, vă foarte mulțumim. Remi, gata, mă potolesc. Pleacă asistenta din cameră și o au pe mama. Uite, mai e un băiat aici. De ce nu te duci să faci cunoștință cu el? Ei, super, abia aștept. Remi, te potolești sau nu? Nu. Acum nu vreau să credeți că eram arogant sau ceva. Eram pur și simplu ciufut. Așa reacționez eu când sunt morcovit. Îmi era frică de muream de operație și nu mă simțeam cea mai sociabilă ființă din lume. Dar până la urmă mă duc să fac cunoștință cu băiatul. Bună ziua. Băieții noștri or să fie colegi de cameră. Bună ziua. Ce mă bucur. Nu-i place singur el în cameră. Remi, fă cunoștință cu băiatul. Bine. Remi, îmi pare bine. Salut. Cristi. Acum... Mie mi se părea puțin dubios că el zâmbea constant și avea așa o voce calmă și relaxantă, aș putea spune. Într-un fel ciudat, mă liniștea și pe mine, nu știu de ce. Îți plac poveștile mele? Bagă și tu un subscribe la canal și un like la video sau îl pun pe Jinxy pe tine. Hai, mersi! Cristinelu, o să fii coleg de cameră cu Remi. Ce bine, îmi place să cunosc oameni noi. Ne scuză mama și ne întoarcem la patul meu. Remi! Fii atent, te ia mama naibii dacă mai ești nesimțit. Dar ce am făcut? Nu mai fi arogant, băiatul acela are sindromul Down. Ai auzit de el? Da. Așa că dacă continui să fii arogant, te sparg. Dar nu mi-am dat seama, scuze. Bine, dar te rog să nu mai fii nesimțit. Ai văzut ce drăguț este? Da mă, gata, am înțeles, scuze. Oh, ok, trebuie să plec la muncă. Te descurci, da? Trec mai încolo pe la tine. Sigur, stai liniștit. Pleacă mama de acolo și mai stau de vorbă cu Cristi o leacă. Am aflat că el a venit să se opereze de polipi și că îi plac filmele de acțiune. Mi se părea onestitatea lui atât de pură încât mă simțeam ca un cur pentru că am fost nesimțit mai devreme. Mai trece ceva timp și vine asistenta să-mi ia sânge pentru nu știu ce analize. Hai, dă brațul. De ce, doamnă? Trebuie să-ți iau sânge. Păi și nu știți să vorbiți frumos? Vă doare sufletul? Nu vedeți că sunt panicat? Ha, mă, că mă plictisești de brațul. Sunteți adorabilă. Ce pot să zic? Vedeți că am frică de ace. S-ar putea să leșim pe aici. Lasă că ești în spital. Locația perfectă. Se apucă asta să-mi ia sânge și nu știu cum naibii se face că-l văd pe Cristi cum vine spre mine. Și pur și simplu mă apucă de mână. Mă uitam ca prostul la el. Nu înțelegeam, dar vreau să vă spun că acest act de bunătate m-a făcut să uit că mi se lua sânge. Mie, termină asistenta și pleacă. Scuze, dar de ce m-ai luat de mână? Te-am văzut că ți era frică. Păi și... Așa este frumos, să ajutăm oamenii din jur când îi vedem în suferință. Și pleacă înapoi la patul lui. M-a lăsat efectiv mut, nu mai aveam cuvinte, eram terminat. Nu-mi venea să cred că un simplu act de bunătate putea să mă afecteze pe mine atât de mult. Vă dați seama că până seara am început să-mi fac tot felul de scenarii în cap legate de operație. Dacă îmi taie ăla gâtul din greșeală, dacă o să mă doară, cât o să mă doară, dacă o să mor, cretinități din astea. Și până la urmă apare mama. Ce faci, Remi? Bine, tu? Am terminat la muncă. Am zis să te văd. Vai, mersi. Iar ești ciufut? Nu, mi-e foame. Mâine mor. Nu meri și o ultimă masă? Vai, ce vrăjeala e în tine. Știu. Ce vrei să mănânci? Mac, evident. Altceva. Nu ți-au prostii. Fii atentă. Vreau Big Mac. Vă dați seama că mama nu prea mă lăsa să mănânc prostii de fel. Dar la cât alergam prin sala de basket toată ziua, nici că aveam șanse să mă îngraș. Asta s-a întâmplat pe la 23 de ani, când am ajuns la 130 de kilograme. Dar asta vă zic altă dată. Pleacă într-un final mama, se duce să-mi cumpere un Big Mac, eu fericit maxim, puteam să am și o ultima masă în liniște. Termin de mâncat, pleacă și ea acasă și când zic hai să văd dacă pot să adorm și eu puțin, mă trezesc cu asistenta, trebuia să-mi pun o branulă din aia, cateter venos periferic și eu trebuia să stau cu așa ceva în mână toată noaptea. Nici măcar un minut n-am putut să dorm. A doua zi vine și mama la spital și stăteam de vorbă cu asistenta.
Vă rog să ascultați tot ce vă spune doctorul în timpul operației. Și eu care mă gândeam că poate pe la jumătate luăm o pauză de țigară, o gură de cafea. Remy, nu mai fi arogant! Lasă-mă, femeie! Ce ai zis? Aolo, mamă, scuze, nu am dormit, sunt ciufut. Aha, dacă nu muream în operație, mă omora mama că eram cu tupeu. Cât o să dureze operația? Cam 20-25 de minute. Aha, haideți spre blocul operator. Până la urmă plecăm, ajungem pe hol și mai înainte să intru în salon, îi zic lui mama. Să nu uitați de mine când nu o să mai fiu. Te potolești, nu se întâmplă nimic. Bine, 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 gata. Când îmi este frică, devin o divă din aia de la Hollywood. În fine, intru în sala de operație și era un scaun metalic. Zici că era din ăla de electrocutare din filme. Intră doctorul și încă două asistente. Fii atent, în timpul operației, încearcă să nu respire agresiv. Adică, încearcă să respiri mai încet, ca să nu mă umpli de sânge. Poftim? Băi, fraților, începe distracția. Scoate doctorul o seringă cu un ac, nu cred că exagerez când vă spun avea 25-30 de centimetri. Cu asta îmi făcea anestezia. Îmi spune doctorul să deschid gura și urmează 6 injecții, fraților. Eram așa plin de adrenalină, nici măcar nu am avut timp să leșin. Mă chinuiam mai mult să nu mă piș pe mine de frică. Termină cu anestezia, mă gândeam că stăm și noi 5 minute să-și facă efectul. No. Nici vorbă. Omul meu scoate un fel de foarfecă și un fel de patent medical. Sincer, nici nu știu cum să descriu acele unelte. Și direct în gura mea. Simțeam fierul ăla și niște fire cum se încolocesc în gâtul meu și dintr-o dată îl văd pe doctor cum începe să tragă ca animalul. Ce vorbești, frate, că trăgea la maică mă zbura din scaun? Nu se dezlipeau alea, nu știu. Într-un final reușește să scoată primul set și eu eram o leacă fericit, credeam că s-a terminat. Asta pentru că sunt un dobitoc și nu am învățat la școală că sunt mai multe seturi de amigdale. Ce ziceți, mă, omul meu direct, hai deschide, mai avem o tură. Și începe ăsta iar. Bagă instrumentele și dă-i, tată, tragi, dă-i. Dar ce să vezi, amigdala din dreapta nu voia să iasă neam. Și ce se gândește omul meu? Îi zice la asistentă să-i mai aducă nu știu ce sculă de pe acolo, eu fiind în pragul de preinfart, evident, și începeam să simt durere în zonă. Se ducea anestezia. Se întoarce asistenta, îi dă instrumentul și le face ăsta semn să mă țină de mâini și de gât la astea. Se uită la mine și mă întreabă dacă mai rezist. Nu avea chef să mai facă injecții iar. Și începe omul meu, într-un stil barbaric, ca un animal în călduri, să tragă. Și până la urmă, reușește să scoată. Sărea sângele din mine, zici că eram fântână arteziană. Acum o să fiu sincer, mi s-a cam tăiat firul pe aici. Și nu mai țin minte exact. Dar când am ieșit de acolo, mama era albă la față și a întrebat-o pe asistentă ce s-a întâmplat, că am stat înăuntru cam 50 de minute. Vă dați seama? 50 de minute în loc de 25 de minute, maxim 30. Se uită mama la mine, ești bine, Remy? Eu eram terminat, dar am reușit să scot două cuvinte. M-aș acalizat. Mă duc ăștia în cameră, asistenta o asigură pe mama că totul este ok. Ea, săraca, trebuia să plece înapoi la muncă. Altfel, o concediau. Era o perioadă dificilă cu banii pentru noi și șeful ei de atunci era un jeg uman. Mă așez în pat, iar din cauza șocului, pic instant. Acum, eu nu știu cât am stat adormit, leșinat. Știu că m-am trezit când primeam lovituri în spate și lângă mine, Cristinelu, care mi le-a aplicat. Și dintr-o dată, scuip o bucată de ceva ca o bilă, cât pumnul meu, nici nu vă pot descrie. O combinație de sânge închegat, carne, ceva din gât. Horror. Deci ce se întâmplase? În timp ce eu stăteam culcat, Cristinelu m-a auzit că mă sufocam și a venit instant la mine. Și el m-a ridicat în fund ca să nu mă înnec și efectiv mi-a salvat viața. Omul ăsta a văzut un pericol și a acționat. Ceva incredibil. Mai trec câteva ore, mă simțeam mai bine, dar cu frică mare să adorm. Vă dați seama. Și apare și mama. Ce faci, Remy? Uite, mai bine. Mi-a salvat Cristi viața. Adică? Îi povestesc eu tot ce s-a întâmplat. Maică îi dădeau lacrimile. Sunt sigur că în sinea ei se simțea vinovată că nu a stat la spital, dar nu avea de ce. Ea întreținea o familie singurică. Era greu. Dar asistentele unde erau? De ce nu te verificau? Abia ieși din operație. Habar nu am. Sincer, îmi era frică să nu se ducă peste alea, să le ia la bătaie, mai ales după episodul cu administratora. Făcea mama Mortal Kombat prin spital. Până la urmă, pleacă mama, se duce până la magazin, se întoarce cu o pungă plină de toate, de la mezeluri, la dulciuri, la tot ce a găsit săraca. În semn de mulțumire pentru Cristinelu. Se lasă seara, eu mă cam plictiseam pe acolo și îl iau pe Cristi cu mine pe hol. Băi, Cristi, nu ți-am mulțumit cum trebuie pentru mai devreme.
Știi că mi-ai salvat viața. Am făcut doar ce este normal. Am văzut un pericol și am acționat. Trebuie să fim buni cu toată lumea. În mintea mea, vă spun sincer, m-a spart. Atât de mult bun simț și educație, eu nu aveam nici măcar un sfert din bunătatea lui. Așa că mă decid, dacă tot a fost așa drăguț, eu fiind un mic drac, hai să-l învăț poker. Mi se părea corect. Și cum jucam noi acolo liniștiți, mă apuc o tuse infernală. Nu mă mai opream. Și când mă uit, sânge iar. Șoc și panică, vă dați seama. Mă duc la asistentă, dar aia nici nu mă băga în seamă. Norocul meu a fost că doctorul de noapte, unul mai tânăr, era pe acolo și mă ia cu el înapoi în blocul operator. Sau cum îi ziceam eu, camera de tortură. Se uită ăsta la mine în gât și laud. Da, din păcate nu se închide rana în dreapta. Trebuie să te cauterizezi electric. Ce mă? Stai liniștit, nu o să simți nimic. Ce mă? Vă dați seama, asta îmi lipsea. Îmi dă ăsta cu un spray în gură de anestezie și se apucă de treabă. Eu tremuram tot, dădeam din picioare, zici că eram la cabaret și la o pe doctor. Mai ușor, că îmi dai în bijuterii și te pognesc. Așa hal de doctor? Vă dați seama. Începe să cauterizeze electric și are rost să vă mai spun că mirosea grătar cu porc. A doua zi, într-un final glorios, eram pregătit să ies din spital, dar mai întâi să-mi iau la revedere de la Cristi. Hai că plec și eu. Îți mulțumesc frumos că m-ai ajutat. Nu o mulțumi. Era și normal. Uite numărul meu. Dacă vreodată ai nevoie de orice, mă suni. Mulțumesc. Ai grijă de tine. Salut. Pa, pa. Ajung eu acasă și cea mai nașpa parte este că vreo 10 zile am mâncat doar terci de banane și supă. Eram piele și os, iar mama făcea mișto de mine că mă plâng prea mult. Până la urmă, ajung înapoi la școală și mă întâlnesc cu băieții. Le povestesc tot ce s-a întâmplat și evident că încep ăștia să mă ia la mișto. Frate, dacă știam, îți cumpăram colivă. Cum mă să mor în spital? Așa ceva. Mie îmi zici? Am zis că nu se poate, dar uite că... Când poți să încep să bei? Mai trebuie să fac niște antibiotic, dar în curând. Așa te vreau, trebuie să recuperezi. Hai în clas. Și cum stăteam eu în bancă, mă trezesc cu proful de mate, cum mă strigă la tablă. Evident că nu știam nimic, dar omul meu era în lumea lui. Nu-i păsa că am fost bolnav. Și mare 4 ce mi-a trântit în catalog. O primire călduroasă înapoi la școală. Ce pot să zic? Acum mai trec 2 săptămâni și ghiciți cine face criză de amigdalită și ajunge și ea în spital să se opereze. Exact, mama. Vai, Remi, nu am crezut că o să doară în așa hal. Am și niște coji în gât. Da, sunt de la rană, se vindecă. Mă doare complet, îmi pare rău că am făcut mișto de tine. Stai liniștită. Băi, până la urmă, am învățat o lecție importantă de la Cristinelu, care din păcate, cu toate că i-am lăsat numărul meu de telefon, nu m-a sunat niciodată. Probabil nu a vrut să deranjeze. Lecția fiind că în viață nu trebuie să judecăm pe nimeni după aspect și să ne respectăm, iar când vedem pe cineva în pericol să încercăm să ajutăm. Pentru mine este un episod important și sper să vă placă povestea. Țineți minte, dacă l-ați văzut pe Jinx în clip, să-mi spuneți unde, în comentarii, să rupeți butonul de abonare și like la canal și ne auzim când ne auzim.